Salut! A sosit ploaia și odată cu ea iarba s-a dezvoltat accelerat și așa că este nevoie să o tai. Pentru că altfel o scap de sub control și nu mai pot tăia. Am tăiat-o astăzi cu motocoasa electrică, iar iarba rezultată de la cosire o folosesc ca metodă de mulcire verde. Iarba aceasta o pun de jur împrejurul noilor plante, fie că sunt arbuștii fructiferi, fie că sunt pomi, sau oricare altă plantă abia plantată. Această iarbă va aduce un aport de azot noilor plante, dar va asigura și o protecție împotriva radiației solare și împotriva evaporației rapide a apei din sol. Așa că formez un cuib în jurul plantelor, un cuib din iarbă verde proaspăt cosită, iarbă care se va descompune încet și va elibera substanțele nutritive direct în sol la baza plantelor. Este o metodă testată de mine și foarte eficientă de hrănire a plantelor și de protejare a lor. În același timp, substratul de iarbă nu mai crește altă iarbă, altă buruiană. Această metodă am aplicat-o, după cum vedeți, și cartofilor. Am pus un strat de iarbă în urmă cu o săptămână și uitați cât de bine protejează cartofii. Cartofii sunt bine dezvoltați, au ieșit de sub iarbă, dar evit să-i acopăr când depun iarba și este totul în regulă. Substratul de iarbă nu mai crește, de iarbă cosită de mulci, nu mai crește în buruienile, așa că este o metodă eficientă, ecologică, gratuită de protecție împotriva buruienilor, dar și un îngrășământ natural. Puteți pune și voi în aplicare această metodă eficientă. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!